Programul SRLD, creat în anul 2011 de către PNL, a dus la cele mai multe locuri de muncă noi și la cea mai mare utilitate a banului public cheltuit. Până în prezent s-au creat peste 8800 de noi locuri de muncă prin cele peste 1800 de noi firme SRLD, apărute în urma finanțărilor nerambursabile prin programul dedicat tinerilor debutanți în afaceri croite de PNL în anul 2011. Prin programul pentru dezvoltarea și stimularea înființării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, s-au înființat mai mult de jumătate din totalul locurilor de muncă apărute prin toate cele 8 programe active în perioada 2009-2014, puțin peste 16.000, conform ultimelor date oficiale publice. Prin acest program se acordă alocații financiare nerambursabile de cel mult 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri. Andreea Paul a susținut necesitatea și utilitatea acestui program public, după analiza bunelor practici mondiale, coordonând 4 instituții publice direct implicate în elaborarea și implementarea programului.